Avertisment dur al Băncii Mondiale, majorarea ratelor dobânzilor de către băncile centrale din întreaga lume ar putea declanșa o recesiune globală anul viitor. Între timp, și la noi în țară, ROBOR la 3 luni a crescut din nou și a ajuns la valoarea de 7,91%. Ratele pentru cei cu dobândă variabilă s-ar putea dubla anul viitor. Și discutăm acum mai multe cu analistul financiar Adrian Bența. Bună ziua! Bună dimineața tuturor, o zi frumoasă! Ce ar trebui să știe cei care au deja astfel de rate către bancă și cei care poate sunt interesați să-și facă în viitorul apropiat rate, să își iau un împrumut din bancă? Aș vrea, înainte de a răspunde punctual la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să dau un detaliu de ce există un risc de recesiune dacă cresc dobânzile. În principal în Statele Unite, în principala economie a lumii și în toate statele occidentale, lumea trăiește pe împrumuturi. Își iau împrumuturi ca să cumpere ceea ce le trebuie. De exemplu, stăteam de vorbă cu o persoană care a venit zilele trecute din Statele Unite. Dacă în Statele Unite nu ai un împrumut pentru ceva, ești privit într-un fel suspicios. Iar acele împrumuturi sunt revărsate în economie. Și acum răspund punctual, cu cât cresc dobânzile mai mari, cu atât împrumuturile sunt mai greu accesibile, ceea ce înseamnă că bunurile pe care le-am fi cumpărat din acele împrumuturi se vând mai puțin, în cantități mai mici, ceea ce afectează firmele. Iar în perioada următoare, din păcate, vremurile sunt turburi, iar modul în care crește roborul poate să fie unul, hai să spunem, subiectiv și unul obiectiv. Dau exemplu ce s-a întâmplat acum o lună de zile când guvernatorul Băncii Naționale a făcut o sugestie că ar fi mai bine să se reducă acel rebor și iată imediat a doua zi s-a redus. Prin urmare, aici trebuie făcute niște calcule care sunt și obiective și subiective, iar oricine dorește să își ia un împrumut în perioada următoare, trebuie să fie atent la veniturile și la sursele de rambursare ale acelui împrumut. Deci să fie atenție dacă au neapărat nevoie de un astfel de împrumut, dar dacă avem deja un astfel de împrumut, care ar fi soluția? Să încercăm să înghețăm acest împrumut deocamdată, să anulăm plata lui, ratele? Nu, în niciun caz, pentru că întotdeauna se va produce efectul de domino. Dacă amân plata ratelor, când voi relua plata ratelor, voi plăti o sumă mai mare ca rată pentru că se reduce perioada de împrumut, plus dobânda, celebra dobândă la dobândă. Și atunci voi plăti. Ideea este să fiu foarte sigur că am cu ce trăi de la o lună la alta și eventual, fie că ne place sau nu, astea sunt vremurile, vom face pe de o parte fie mai multe venituri, adică mai căutăm un al doilea job, o altă sursă de venit, fie reducem cheltuielile, pentru că nu avem ce să facem în această perioadă. Mulțumim foarte mult pentru această intervenție, așadar perspective sumbre pentru toată lumea. Mergem mai departe.